Numărul total al persoanelor înregistrate în evidența Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Brașov la data de 30.04.2015 a fost de 10.464 de persoane în căutarea unui loc de muncă. Dintre acestea, 4.343 sunt femei. În perioada 1.04.2015, 30.04.2015 au intrat în evidența Agenției Brașov un număr de 977 de persoane, din care 429 de femei și au ieșit din evidența AJOFM Brașov 1.301 persoane, din care 564 de femei. În luna aprilie 2015, prin acordarea serviciilor gratuite prevăzute de legea privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu completările și modificările ulterioare, au fost încadrate în muncă un număr de 646 de persoane, dintre care 263 de femei. Serviciile de care au beneficiat persoanele încadrate în muncă, sumedierea muncii, informarea și consilierea profesională, formarea profesională, subvenționarea locului de muncă pentru persoanele peste 45 de ani, unici întreținători ai familiilor monoparentale, persoane care mai au 5 ani până la pensie și absolvenți. Valoarea ratei șomajului înregistrată la nivelul județului Brașov la finele lunii aprilie 2015, 4,13%, este în ușoară scădere față de cea înregistrată la finele lunii martie 2015 și anume 4,26%. Repartizarea în teritoriu a șomerilor înregistrați în evidența agenției se prezintă astfel. Municipiul Brașov cu 1203 persoane, urmat de municipiul Făgăraș cu 625 de persoane, municipiul Săcele cu 548 de persoane, orașul Zărneș cu 255 de persoane, orașul Râșnov cu 262 de persoane. De asemenea, în Rupia sunt 240 de șomeri, în Codlea 191, în Victoria 127 de persoane, în Ghimbav sunt 20 de persoane și în Predeal 19 persoane. Femeile reprezintă 41,5% din totalul șomerilor înregistrați în evidența agenției. În funcție de nivelul studiilor, majoritatea persoanelor aflate în evidența AJOFM Brașov continuă să fie cele fără studii medii, 85%, cu studii medii 10% și cu studii superioare 5%. Grupa de vârstă din rândul căreia se înregistrează cei mai mulți șomeri este cea cuprinsă între 40 și 49 de ani, cu un procent de 26% din numărul persoanelor aflate în evidența agenției, urmată de grupa de vârstă între 30 și 39 de ani, care reprezintă 24% din totalul șomerilor înregistrați. Vârsta de până la 29 de ani reprezintă un procent de 22%, urmată de categoria de vârstă 50-55 de ani cu un procent de 15% din numărul total de persoane înregistrate. Șomerii cu vârsta peste 55 de ani se regăsesc în procent de 13%.